Mare bal și mare bal, doamnelor și domnilor! Astăzi avem și noi balul strugurilor, pentru că știți cu toții că acest bal al strugurilor se practică mai mult prin Transilvania. Dar de ce și noi, oltenii, muntenii, dobrogenii, să nu preluăm de la cei din Transilvania? Și noi avem recoltă și noi avem struguri. Dar în această seară, doamnelor și domnilor, avem și foarte multe cântece pentru dumneavoastră cei de acasă. Vă invităm pe pagina noastră de Facebook, Rămășa pe Folclor sau Etno TV, și să ne spuneți câteva lucruri despre balul strugurilor, pentru că sunt convins că în orice sat, în orice zonă a țării se practică această sărbătoare, pentru că până la urmă este o sărbătoare. Să adunăm strugurii, să facem mustul, să bem vinișorul, iar vinul ăsta este bun la mai multe lucruri, să spun așa. Pentru mai multe lucruri este bun vinul. Dar sunt bune, așa cum spuneam, și cântecele voastre. Doamnelor și domnilor, ne-a adunat în această seară prietena noastră dragă, actrița noastră minunată, Jeni Nicolau. Jeni Nicolau este și conducătorul balului. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc frumos că ați acceptat să facem acest bal minunat aici la voi la Etno TV. Nici nu se putea altfel decât cu voi și cu telespectatorii. Uite, noi toată gașca de aici, fiind oameni gospodari și pentru că toată vara am muncit, am săpat via, de asta primăvara a mers bine, am făcut strugurii, i-am cules și am mers unul la altul și am ajutat la vie. Iată, noi avem prima ediție în această seară. Absolut. Balul strugurilor, dar vom avea și miercuri, vom avea și lunea, vom avea și vinerea. Deci prima ediție, pentru că noi am fost cei mai vrednici și deja am făcut și mus și acum am zis că să ne sărbătorim, să ne petrecem aici la voi, să petrecem cu cei de acasă. Tu și, de fapt, voi ați adus struguri în această seară, dar nu mi-ați adus, mă, și mie o gutuie. Că la noi în Oltenia sunt și gutui, mai sunt și mai mere. Sunt și mai gutui. Sunt și major, mai, hai să spun ceva referitor la noi cu gutuile, măcar noi, doamnele, care ne-am pus niște fațete, care ne-am pus niște dinți. Noi cu gutuia nu mai putem decât dacă o coacem în cuptor. Știi? Și atunci am zis așa, de la Gorj, de la Craiova, de la București, de cam de peste tot ne-am adus și noi așa cum am putut și am venit la voi cu inima deschisă și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul. Vom face în această seară, vom vorbi despre struguri, care sunt beneficiile strugurilor. La noi în Oltenia se știe că sunt sate și nu numai Oltenia, cred că în România, românii sunt mari consumatori de struguri, dar și de suc de struguri. Dar de ce ai zis tu? De Olten, că Oltenii pentru că la noi sunt sate în care nu se bea apă. Se bea doar vin. De acum vin toamnă, până se termină, nu se pune gura pe apă, pentru că se spune că apa ruginește. Da, apa ruginește, da. Iar vinul este un bun medicament. Da, se spune că fetele mari se spală pe ochi cu boabe de struguri. Doar ziua pe ochi? Da, dacă sunt fete mari, dacă sunt mai mici... Nu se mai spală cu boabe de struguri. Jeni, tu ești foarte mare. Iată, ești la eu locul de cântat. Eu sunt cea mai mare, mare de și aici. Și aduc bucurie în sufletele oamenilor de cu acasă. Cu mare drag, cu mare drag. Și dăm voie repede, repede să spun și eu, domnul Ionel Pencu, din Măriuța Ialomița, la mulți ani. La începutul lunii a fost ziua dumnealui și lui Neamircea. Vă îmbrățișez cu sufletul și am și o prietenă dragă, Cosmina de la Drăguiești. Te pup și pe tine și pe fica ta, vă iubesc și vă prețuiesc. Ziua în care tu m-ai cunoscut, ne spune prin cântec, m-ai sărutat, ne spune Jeni Nicolau. Ia-uzi! Ziua în care tu m-ai sărutat, la stomac. Buzele tale, vai de mine, aveau gustul de măsline. Ai mâncat și usturoi, ce mi-ai făcut că mă omori. Au, 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 au. Buzele tale, vai de mine, aveau gustul de măsline. Ai mâncat și usturoi, ce mi-ai făcut că mă omori. Au, 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 au. Thank you.
să fac oi dulci și râd ca proasta în pânt. Când dau am curaj să-ți fac un masaj, poți să-mi faci și tu, că n-o să spun nu. Când dau am curaj să-ți fac un masaj, poți să-mi faci și tu, că n-o să spun nu. De soare, e prima dată când mergem la mare. Stăm cu chirie, mâncăm hamzi, ne dăm în băz și facem nebunii. Tu și eu, eu și tu și amândoi. Două perechi de ochelari de soare și o caserolă plină cu sarmale. Am luat prosop, am luat și papuci, am luat șampon să facem clăbuci. Tu și eu și eu și tu și amândoi. Sper să fie numai soare și să nu dea nici un strop de ploaie, că a fost fata la sală și a dormit cu burta goală. Și acum fata își dorește să distreze, să bronzeze, să pozeze, pe dușman să-i enerveze. A fost fata la sală și a dormit cu burta goală. Și acum fata își dorește să distreze, să bronzeze, să pozeze, pe dușman să-i enerveze. Foarte, foarte frumos, le reamintim telespectatorilor că avem prima ediție a balului, a balul strugurilor. Strugurii ăștia, să știi că sunt foarte dulci, Jenny, sunt de la tine, din grădină? Nu, la noi n-a mai rămas nimic, pe domeniile mele, care sunt vaste și mari și care se întind pe 7, 15, 20 de orașe, cât de hectare, nu știu. Păi bine, mă, Jenny, și doar cu trei boabe. Cu trei boabe ai venit la noi. Cine mai mănâncă fără struguri? Care din păsări? Deci tu ai adus grauri, mai mulți struguri. Au venit graurii și cu ea, mă, te vorbea ministru agricultor, cormorani. Știi cine a mai luat din strugurii ăștia? Uite Bogdan, el a luat da, din struguri. Bogdan cormoranul. Jenica mea, draga mea, prietena. Ți-am adus cadou pentru prima ediție și discuri. Asta vreau să colegii mei. Uite, vin aici la dulăpiorul nostru. Hai cu discul. Da? Da, nu hai, ai zis că ai venit cu disc. Da, 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 uite. Sigur ăsta tu l-ai adus, da? Nu l-am adus, l-a adus Marius. Camelia? Păi, da? Stai mă, păi lasă că... Alu Marian în mașină. Eu vreau să aduc, să văd ce ai adus tu. Eu trebuia să-ți aduc unul cu mine, dar pentru că... Hai să vă spun un secret, să nu audă cei de acasă. Eu am două discuri de mari, așa, și le-am pus pe amândouă pe sobă. Și s-au... Într-un an și s-au îndoit puțin, așa. Știi? Și mi-era să nu-l ascultați, uite, să mă ascultați Camelia îndoită. Uite, Camelia Radu a venit cu un CD-ul, cu o placă, sunt convins, da? A venit și cu cântecul ei frumos, a venit și cu merele acelea verzi, ca să fie treaba. Da, ea cu coșul în cap a venit de la Craiova. Bananele cine le-a adus? Bananele le-am adus eu, pentru că... Mă gândeam că le-a adus Florin Burescu. Între vie, pe domenii, mi-a crescut și un... Ce înseamnă? Cocotier, bananier. Un bananier, de toate, da. Cu maimuțe în el. Dar nouă ne crește inima când în platoul emisiunii noastre vin artiștii noștri dragi. Da, Camelia, bună seara, bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara tuturor și telespectatorilor care sunt alături de noi. Mulțumesc frumos, doamna Jenny, pentru invitație. Mă bucur că în această seară sunt alături de dumneavoastră și am adus și eu un CD. Hai, o placă de vinil. Ai venit cu aceasta. Uite, da. Vin eu lângă tine. Ileana Leonte, olteancă de-a voastră, da. O salutăm pe doamna Ileana. Olteancă de-a noastră.
Da, este o placă realizată, un material realizat cu regretatul dirijor Ion Albeșteanu. Să știi că am și eu acasă placa asta. Dacă nu, trebuie să caut bine, dar sigur o am. Nu știu, Florin Burescu, dacă a venit cu o placă, dacă a venit cu... El n-a venit pentru că a zis că majoritatea sunt regretați. Ce ai, mă, Ileana? Ai, mă, că Ileana nu e. Ileana? Cum? Poate de... Da, de Ion Albeșteanu, da. Păi asta zic, orchestratorii, o parte, majoritatea sunt regretați, mă scuzați. Păi da, mă, marii dirijorii care erau odinioară, păi acum au nu mai sunt. Pentru că au și ei... Genii, nu mă mai provoca. Bine ai venit, Florin. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt... Mai să știi că nu am făcut o placă, dar pot spune că am colaborat și eu cu un dirijor foarte drag mie și nu numai mie, un oltean al sufletului. Și mi-a fost tare drag, eu n-am apucat să fac o placă, că nu eram încă pe timpul plăcilor. Păi nu, nu ăsta e născut acum 15-20 ani. Nu trebuia să faci tu o placă, dar mă gândesc că ai ascultat și tu. Am ascultat și cum dă el la betoane, la... Păi poate să fac o placă de beton acum în față la... Uite aici, adun niște mortari. Uite, avem și noi nevoie să ne faci așa... Ceva să vă fac o placă frumoasă, nu? Deci nu ne-ai adus placă. Nu v-am adus, din păcate, o placă pentru că nu am, dar invidios. Îmi doresc foarte mult să achiziționez. Pentru că nu ne-ai adus, uite, asta meriți. Te invidios, Dan. Ia jenii și tu. Mulțumesc. Stai că ție nu-ți dau, că ești acură de slăbire. Hai mă, îți dau. Hai, dă-mă, bău, că sunt jumate. În această seară ai adus o fată foarte talentată, ai adus o fată tânără, ai adus o fată frumoasă și Denisa Leho o apreciază foarte, foarte mult. Lorena Peneșel. Lorena, bine ai venit. Uite ce costum frumos are Lorena. Te rog frumos. Vreau să spun că cum am cunoscut eu cu Lorena, o știam foarte bine, o știam de peste tot, o auzisem, dar m-am dus la o nuntă și la Motru și cânta Lorena alături de soțul ei și de formația ei. Pe lângă faptul că este un artist pe care eu îl prețuiesc foarte mult, s-au comportat impecabil și vreau să le mulțumesc din toată inima și să le doresc tot ce e mai frumos și mai bun în lume. Mulțumim din tot sufletul, să știți că iubirea este reciprocă, vă iubim din tot sufletul și mă bucur că ne-am cunoscut acolo la acea nuntă, pentru că vă admiram de copil și eu și părinții mei și nu știu, poate că nu mă gândeam vreodată că o să ne întâlnim și o să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc din toată inima și din tot sufletul că m-ați invitat în această seară aici. Și o să-mi promiți acum în fața telespectatorilor că măcar o dată la două luni vei fi prezent aici. Cu siguranță. Cu siguranță o să fiu, da, dar vă promit. Dar cu o placă ești prezentă? Georgel, crede-mă că nu am știut că aveam acasă vreo doi saci. Măi, Jenny, de ce nu i-ai spus? Nu am știut. Eu am trimis băiatul ăla cu toba. Așa, și l-a bătut bine toba? Cei care veniți mâine seară la balul strugurilor. Și probabil că fata a avut zăvorul pus la poartă și n-a auzit. N-am auzit, probabil, nu am auzit. Data viitoare. Data viitoare, dar eu vorbesc foarte serios. Îi rog pe toți artiștii care vin la noi în emisiune să ne aducă câte o placă din asta de vinil. Este... ceva special pentru noi, să știi, pentru că noi construim colecția de viniluri și ne dorim foarte, foarte mult să avem o colecție, să avem aici multe, multe plăci, să n-avem unde să le mai punem, genii. Da, așa este. Eu în 1993 am înregistrat la Electrecord cu maestru Vasile Sibană. Am 4 la Electrecord, 2 discuri așa mari și 2 casete, că nu se mai făceau discuri, dar acum o să fac un disc din ăsta de friptură cu poza mea pe el. Cine prăjește cartofii să mi-i prăjească în cap. Am înțeles, dar ia spune-mi, prin buzunarele alea ale tale, de sus, de jos, ai și tu puțină publicitate? Publicitate, te rog, publicitate, vine încoace că ne ceartă George. Hai, ieși afară. Hai, ieși publicitatea, ne întoarcem, rămâneți cu noi. Am revenit, dragi prieteni, prima ediție, Balul Strugurilor
ediție organizată de celebra Jeni Nicolau. Înainte de a merge mai departe, vreau să fac și eu câteva dedicații pentru câțiva oameni dragi și special sufletului meu. O salut cu tot respectul și cu toată dragostea pe doamna Elena Iacob din comuna Oltene, sat Târzii, județul Vaslui, pentru că astăzi împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, doamna Elena, să trăiți și să fiți sănătoasă, să vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră. Îl salut și pe Ion Dinu, pe interpretul de muzică populară din Dobrogea. Este acum la Mariana Cimpoiașu. O salut și pe Mariana și pe Adrian. Petrecere mare acolo la ei acasă. Iar în aceste momente se uită și Costina Voicu, o fată care iubește foarte, foarte mult muzica populară. Te pup, Costina, și îți spun să rămână. Și mai am o familie din localitatea Gușoeni, județul Vâlcea. Sunt ai mei, domnul Alexandru și doamna Florica Rusoiu. Acești oameni au trei copii, să vă trăiască, să vă bucurați de ei și să știți că duminică trec pe la dumneavoastră, domnule Alexandru Rusoiu, și pe la dumneavoastră, doamna Florica. Pentru toți cei care la această oră stau în fața micului ecran, cântecele artiștilor noștri. Vă ascultăm!
roșei. Să iau roche de dafta și papuși cu pietricea, măi. Să o plimb pe strada mea, să mă vălesc eu cu ea, măi. Ochii mei, mândra mea, sufletul și inima, astea toate ți le-aș da. Gura ta, mândra mea, e precum este fraga, o leasă primăvara. Să-ți pierzi dinți, viză soră și părinți, măi. Mergi pe drum și dai din mic, zici că ești de la nebun, măi. Ochii mei, mândra mea, sufletul și inima, astea toate ți le-aș da. Gura ta, mândra mea, e precum este fraga, o leasă primăvara. Supără oltencele pe bărbații lor, îi taxează la greu. Dumnezeu. Cu 5, auzi? Ce 5, mă? De la 55 în sus? Aoleu, zău? 5 ori 5, 25. Și-o luăm așa din 5, 25 ori 5, uite așa. Mă, genii, oltencele știam că nu chiar mai, așa. Oltencele sunt femei mai frumoase, sunt mai la viteză, așa. Noi când facem curat în casă, în 24 de ore terminăm o căsoaie de curățenie, știi? Da, dar eu nu știu dacă stâncuța Luță este tot așa la viteză. La fel, vreau să-ți spun, să-i mulțumesc din toată inima că astăzi este aici. Stâncuța este una dintre cele mai frumoase și bune voci din România și îi mulțumesc lui Dumnezeu că, iată, i-a dat așa un imbol să îmi răspundă afirmativ.
Da, și eu dăm voie stăuncuța, că vreau să le spun telespectatorilor, când stăteam la Drăgășani, la mine acolo, la țară, la Voicești, ascultam tot timpul Radio Oltenia Craiova. Acolo te-am auzit pentru prima dată și te știu și din festivaluri, pentru că tu ai mers și la festivaluri și ai obținut și mari premii. Așa este, cum spune și Jenny Nicolau, ești una dintre cele mai frumoase și alese voci ale cântecului oltenesc. Mă bucur că te văd și mi-aș dori să ne vedem mai des aici la Etno TV. Așa se va întâmpla, că nu mă lasă Jenny. Păi foarte bine face Jenny că nu te lasă. Noi avem multe în comun, am făcut nunta la o săptămână iar după mine, amândouă foarte tinere. Da. Acum să vă meargă bine și ani. Să fiți sănătoase. Da. Și sunt în cam de aceeași vârstă, deci amândouă născute în 95. A, tine, corect. Ce să mai... Subscriu. La început de drum, încă o dată spun că mă bucur pentru că ai venit și în această Și eu, mulțumesc, seara. Mulțumesc mult. Și pentru că spuneam că o să mai vină mai des, pe data de 3 noiembrie am pus deja în pauză de gând rău. Acolo. Pe 3 noiembrie va face o lansare aici la Etno. Te așteptăm cu drag. Dar tu o placă, un disc din ăsta de... Toate plăcile mele sunt în cei doi saci ai ei. Ai cui ai? Ea are doi saci și plăcile mele sunt la ea. Pe 3 noiembrie vii cu cei doi saci aici. Și o să vină și Lorena, că deja atunci se fac aproape două luni de când am mai venit. Păi bun, vine Lorena cu un sac, tu cu un sac, dar uite, următorul artist, Marian Giura, a venit cu o placă din vinil, a venit pentru că el corespunde și a ținut cont serios, de cerințele noastre. Da, este un om serios și este un om cu un caracter foarte frumos și un artist cu un repertoriu deosebit. Bine ai venit, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! N-am venit cu mâna goală, am venit cu un oltean drag sufletului meu, Dumnezeu să-l odihnească. Uite, am să vin eu lângă tine, pentru că acest oltean și mie mi-a fost tare, tare drag. L-am cunoscut și am lucrat la câteva emisiuni. Domnul Matei Constantin. Da, regretatul Matei Constantin, Jenny Nicolau, și regretatul orchestrator, dirijor, Victor Predescu. Da. Da. Vezi, Jenny, uite aici. Așa se vine la emisiune, cu disc, nu cu strug, doar cu struguri. Eu n-am venit cu disc, am făcut cruce pe struguri să fie pentru sufletele tuturor celor care au plecat, și dirijori și soliști. Dar am venit cu oamenii ăștia frumoși și vreau să spun că Marian este unul dintre oamenii cei mai dragi sufletului meu. De câte ori să știu o țară întreagă, de câte ori am avut nevoie de ajutor, Marian n-a precupețit niciun efort și a fost acolo prezent. Prietenii la nevoie se cunosc și Marian în jură, așa cum îl spuneai. Vreau să zic, și ea a fost alături de mine și de familia mea, ori de câte ori a fost nevoie. Păi vezi, dar uite și prietena noastră, Rodica Grigore, ne este alături. Rodica Grigore este o artistă cu un suflet extraordinar de frumos. Este un om cu un caracter minunat. Eu am cunoscut-o în multe emisiuni, pentru că venea când eram la matinal mai des. Am cunoscut-o și dincolo de camerele de filmat, să spun așa, și mă bucur că Rodica Grigore este omul cu frică de Dumnezeu, chiar dacă a trecut prin multe probleme, iată cântecul i-a rămas în continuare cel mai bun prieten. Tocmai de aceea este în această seară aici, pentru că este un om frumos, un caracter frumos. Am cunoscut-o cu mulți ani în urmă, mi-a rămas în suflet și ea și soțul ei și acolo vor rămâne până la sfârșit de lume. O prețuiesc, o iubesc și mă bucur din suflet că este aici și tocmai de aia este aici, pentru că o iubește Dumnezeu. Sărut mâna, doamna Rodica. Vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele astea frumoase și spuse din suflet și m-ați emoționat, că așa sunt eu, mă emoționez foarte tare. Mulțumesc, Jenny, din tot sufletul că m-ai scos din văgăună, că eram destul de ascunsă din ultima vreme și chiar mi-a făcut mare, mare, mare plăcere că în seara asta am cunoscut numai oameni minunați și... Jenny, nu mai spun, că m-a făcut să râd și până la sfârșit cred că o să mă simt extraordinar de bine. Dar Jenny întotdeauna reușește să aducă așa multă bucurie în sufletele noastre. Stăncuța, te rog frumos să vii aici la locul de cântat. Și mai spunem și despre vulpile care nu pot să ajungă la struguri. Vorbim în această seară și despre vulpe, și despre urs, și despre struguri. Vorbim despre absolut tot. Dar acum le trimitem celor de acasă cântecele voastre. Thank you.
viață ce mai trai, când în iad și când în rai. Geaba-ți faci cu mâna cruce, că-i bine oriunde te-ai duce. Ce mai viață ce mai trai, când în iad și când în rai. Geaba-ți faci cu mâna cruce, că-i bine oriunde te-ai duce. Alea care n-au bărbat, mă iubește câteodată,
de te una măritată. Mă iubesc mândrele în sat, alea care n-au bărbat. Mă iubește câteodată, câte una măritată. Uite una vine, uite alta pleacă, numai ciuda mea să facă. Uite alta pleacă, uite alta vine, crede inimioara-n mine. Uite una vine, uite alta pleacă, numai ciuda mea să facă. Uite alta pleacă, uite alta vine, crede inimioara-n mine. Într-una. Am o tabla numai una, să schimb mândruțele într-una. Că și ele mori schimba atunci când noi mai putea. Dar decât să-mi pară rău, mai bine să le schimb eu. Că și ele mori schimba atunci când noi mai putea. Dar decât să-mi pară rău, mai bine să le schimb eu. Uite una vine, uite alta pleacă, numai ciuda mea să facă. Uite alta pleacă, uite alta vine, crede inimioara-n mine. Uite una vine, uite alta pleacă, numai ciuda mea să facă. Uite alta pleacă, uite alta vine, crede inimioara-n mine. Lasă, lasă, lasă!
Doamnelor și domnilor, la Rămășag pe Folclor avem prima emisiune, prima ediție, Balul Strugurilor, emisiune gândită de Jenny Nicolau, de prietena noastră minunată. Și înainte de a merge mai departe cu alți artiști, am și eu alte dedicații de făcut. Pentru că am mulți prieteni. Și eu după tine. Da, toți, vă dau voie tuturor să vă faceți dedicații. Uite, doamna Mariana Ciobăniță din Belcești, județul Iași, se uită la noi, iubește emisiunea Rămășac pe Folclor. Are o familie frumoasă, iar pentru toți copiii dumneai gânduri alese, pentru că la anul va fi soacră mare. Să rămână doamna Mariana Ciobăniță să vă trăiască cei dragi. Astăzi este ziua Angelei Nistor, interpretă din Oltenia, din Mehedinț mai exact, și pentru că astăzi este petrecere în casa Angelei Nistor, îi spunem și noi la mulți ani cu sănătate, cu fericire, cu bucurii, iar din partea lui Neam Mircea Știr, cel mai bun fotograf al țării românești, toate gândurile frumoase pentru Angela Nistor. Să știți că Lorena vrea să-și salute și ea pe cineva din Italia, pe nașul, pe prietena, prietenul. Aș vrea să spun și eu la mulți ani nașului meu, care peste două zile își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani să fie sănătos, să-i dea Dumnezeu numai bine și o salut și pe nașa. Și aș vrea să mai spun la mulți ani prietenei mele din Italia, Olguța Diaconu. La mulți ani, Olguța, să fii sănătoasă cu toată familia și numai bine tuturor. Și numai bine tot, la toți telespectatorii care se uită în această seară la noi. Numai bine pentru toată lumea și pentru soțul tău, gânduri alese. Sigur, sigur. Pentru că ți este aproape. Ia zi, Genica, după cine vrei să salut? Vreau să le dedic, să le fac o urare așa de sănătate și mult bine tuturor vulpilor care n-ajung la struguri. Să le fie de bine. Dar nici o vulpe nu ajunge la... Nu, n-ajung. No. Să înțelegem că ai foarte multe vulpi în viața ta care da, n-ajung la struguri. Da, bun, dar le las la o parte, că am ajuns la un nivel... Am ajuns la un nivel transdimensional, adică eu pun becuri doar cu o privire. Nu, bagi în seamă tu toate vulpile. Eu pun becuri doar cu o privire, tun două, adică am un alt fel de... Aș vrea să încă o dată să o salut pe Silvioara din Spania, Silvia Tănase, și încă o dată să îi salut pe prietenii mei din Ialomița, pe Nea Mircea, pe familia domnului Ionel Pencu, pe băieții dumnealui și, bineînțeles, pe Cosmina din Drăguiești. Am două nepoțele acasă, Tea și Anisia. Vă pupă, mama, vă iubesc din tot sufletul meu și mai am încă două, cam patru nepoțele, cele mai frumoase din lume, Anisia, Tea, Marisa și Eva Antonia. Jenny, de unde mă vorba asta cu vulpea nu ajunge la struguri? Măi, nu știu, a fost o... E o vorbă din popor, să nu fii cu... La microfon, Rodica. Ce spuneai, că oamenii invidioși? În general, este scos pentru oamenii invidioși care nu ajung la struguri și atunci spun că sunt acri, că nu sunt buni, de fapt. Dar unde ai microfon? Dar ții un... Uite, ai acolo microfon, Jenny. Ți l-am dat pe la cu roșu. Să-i dea Dumnezeu sănătate cu ei, s-a gândit la treaba asta. Uite, dacă n-ar fi vulpile astea care sunt scunde, grase, puturoase și n-ajung la struguri, noi n-am mai avea puterea asta de a merge înainte cu peptul în față sau fără peptul în față, cu sau fără struguri. Noi mergem de nebuni înainte și ne facem viața frumoasă, împărțim veselie, împărțim zâmbete și uite așa o ținem cu colindul din casă în casă. Ia strugurii, neamule! A, la struguri! Pentru toate mere, vulpile! Pentru toate vulpile, auzi? Da. Dar uite, avem aici pe Marius Gângu. Marius n-a venit cu mâna goală, el a venit cu vinișorul ăla pe care l-ai tu acolo. Vreau să-i mulțumesc frumos! Și a venit și cu un... Eu vă mulțumesc, doamna Jenny, pentru invitație. Bine ai venit! Un mini, da, un mini CD-ul. Da. Mai de pe timpul. Apreciem foarte, foarte mult gestul tău, gestul vostru. Angelica Stoican, exact. Celebra Angelica Stoican. Dacă te uiți acolo, vezi bine seamănă cu fica. Cu Niculina, da? Exact. Chiar da. Bine ai venit! Bine v-am găsit, care fiecare dată. Vă mulțumesc pentru invitație, în principal doamnei Jenny. Tu ai venit singur în această seară? Am adus-o pe doamna Camelia. Nu, deci ei de se grupează, ei fac grup la tren, grup la mașină, grup...
Nu, dar te-am văzut că ai salutat pe cineva și mă gândeam că ați venit așa în echipă. Nu, pe doamna Camelia m-a dus atât. Nu, dar majoritatea suntem certați și nu prea vorbim unul cu altul. Am înțeles. Andra Stăvaru a venit singurică, da? A venit să vă încânte, să vă aducă bucurie prin cântecul ăsta popular, dar mă bucur că are și un costum foarte, foarte frumos. Sărut mâna, bine ai venit! Bună seara! Mulțumesc, doamnei Jenii, pentru invitație. Și vreau să-i mulțumesc, în primul rând, domnului Cosmin Streață pentru tot ajutorul acordat. Vreau să salut și eu toți prietenii, familia și pe toți cei de acasă. Pentru toți cei de acasă, numai bine. Anastasia Boroată. Anastasia a mai fost la noi în emisiuni. Am remarcat-o pentru zâmbetul ei, am remarcat-o pentru frumusețea costumului popular și am remarcat-o și pentru frumusețea repertoriului. Bine ai revenit, Anastasia. Bună seara și bine v-am regăsit. Știu că nu ai venit cu mâna goală, ai venit... Da. Cu ce? Cu niște discuri. Ia mai să le multe. Vedem. Uite, vin lângă tine pentru că sunt mai multe. Nu, să știți că ea nu a adus doar o placă, un disc. A adus mai multe. Am adus mai multe pentru cei care nu au adus. Și pentru mine una. Da. Nu. Voi aveți, am zis, data viitoare tu vii cu un sac și Jenii cu... Nu. Cine? Stâncuța. Stâncuța cu celălalt sac. Pentru colecția sac. Dumneavoastră, nu o să dau. Nu le fac nimic. Stai. Da. Am reținut... Vreau doar să le arătăm la camere și atât, ca să știți, uite, 1, 2, 3... 3, 4, 5, 6, 10... Vezi? Altceva! Fără număr. Dar rușine să ne fie nouă celor care am uitat. Nu mai zice așa, măi, Jenii. Noi am uitat pentru că... Să știți că Jenii în glumă spune adevărul. Da, eu na, dar noi suntem născuți, nu mai bătrânem noi, V-a salvat Anastasia, să știți. Suntem născute mai demult. V-a salvat Anastasia. Doamnele mi le-au lăsat mie în mașină și apoi când s-a dus tata la mașină... Las-o așa, că tot trebuie să aducă... Mă bucur tare mult că mă aflu aici și mulțumesc doamnei Jenii Nicolau pentru invitație, pentru a mea vară. Îi salut pe toți cei de acasă, îmi salut familia, îmi salut bunicii, străbunicii, îmi salut colegii pentru că știu că se uită acum la mine și vreau să fac o urare din partea mea pentru bunica mea pentru că mâine împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, bunica! La mulți ani! Să rămână! Da. De unde este bunica și cum o cheamă? Din Slivilești, nu îi spune mama Enuța, dar... Așa, mama Enuța, să trăiești, mama Enuța, să fii sănătoasă și mâine, sâmbătă, poate venim și noi, Jenii, la petrecere. Da. Stăm de sâmbătă până luni. Așa facem, așa, gata. Așa. Dar ne invizi tu sau cum? Da. Gata. Sunteți deja pe listă, gata. Păi, noi mergem, mama e pregătește-te acolo cu vinișorul, cu... Da, să tai pui după bătătura. Mă bucur încă o dată, spun că te revăd, îți doresc din tot sufletul meu mult, mult succes, iar pe prietenii telespectatori îi invit chiar acum să asculte cântece frumoase. Să îi asculte pe invitații din această seară, pentru că le reamintim celor de acasă, suntem la Balul Strugurilor. Și la balul nostru ascultăm și cântec popular. Succes! Eu fac bani din piatră seacă, nu-l las vremea ca să treacă. Eu fac bani din piatră seacă, nu-l las vremea ca să treacă. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum. Am noroc și sunt bazat, banii toți la mine trag. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum. Mi-am pus
mai las în drum. Chiar dacă aș un bătrân, pe duși mai las în drum.
dragi prieteni, balul strugurilor. Lasă-mă așa pe folclor, vine să râd că m-a făcut genii. Nu, Nicolau, în pauză să râd. I-am arătat o poză. De la culesul de struguri a fost o poză care pur și simplu m-a mișcat un pic așa sufletește și m-am gândit cât de bună este tămâioasa. Ce poate să facă tămâioasa asta din om? Ai văzut? Cât îl înțepenește. Da, măi, ai văzut roșii în obraj, înalt. Roșu spre negru. Da, ce? Cum era? Era hai, mă, că nu prea am văzut poza negru aia. Și țapăn așa. A, dar era un domn, să înțeleg. Uite, bun, te rog din inima mea, ia. Florin, nu a văzut. Arată-i poza. Arătați-mi și mie, zărâș eu cu voi. Nu, în pauză. În pauză îți arăt. Okay. Deci, Florin, n-ai văzut în viața ta un om să ducă cu atâta eleganță o femeie spre struguri? Da, măi, și era cu un strugure. E vulpe, nu? Da, era un strugure, cred că era ceva, nu știu, la mine se zice țâța oii. La noi zice țâța vacii. Asta, țâța vacii, mă rog. Dar ia zi, de ce trebuie să mâncăm noi țâța oi, țâța vacii? De ce trebuie să în primul rând, struguri? Toată lumea știe pentru că strugurii sunt foarte sănătoși. În primul rând, așa cum spunea colega mea, doctor Lorena Penișel, că sunt antioxidanți, îți creează o stare de bună dispoziție, mai ales când bărbații beau acest suc după 3-4-5 zile de fierbere. Și nu mai știu, depinde, acum și bărbații, mulți dintre ei pot adormi instantaneu. Și nu se mai trezesc deloc, a? După trei pahare. Alții pot beri niște oi și pot rămâne așa până dimineață. Și mai este o categorie care te pot deranja cu somnul. Asta, da. Dar, Jenny, acum vorbesc serios, știi că dacă mănânci struguri, oprește îmbătrânirea, dacă vrei. Da, pentru că asta, eu, de exemplu, mănânc, cred că am mâncat vreo tonă. Cred că da, e. Se vede, să știi. Da. De aia, sunt așa cum sunt. Eu nu fac sală, doar mănânc struguri. Nu mai mănânc niciun fel de mâncare. Nu mai struguri. Nici un și... covrig, nimic. Nu, nu. Și mai am o problemă când se face vinul, eu cu furtunul direct de la sursă și... Păi de ce la tine nu se pune în pahar? Nu m-am putut dezobișnui de chestia asta. De la butoi cu furtun. Nu, am avut o problemă de la maică mea. De când eram mică m-a înțărcat și eu nu am putut să accept înțărcatul ăsta. Am înțeles. Ia să vedem ce ne spune Florin Burescu despre struguri. Ia zi, Florin. Îi consumăm. Păi sunt foarte buni și așa cum ai specificat și tu un pic mai devreme, sunt împotriva îmbătrânirii și vă recomand și câteva creme și... Eu știu, tratamente faciale cu struguri sunt foarte, foarte buni, nu doar să bem sucul acela de care dar ne spune genii. Dar vreau să spui aici celor de acasă, după ce am aflat că strugurii sunt foarte buni, mai ales cei negri, pentru că au mult mai mult antioxidant. În sfârșit, boasca de la struguri, la ce e bună când se la țuică, la țuică, exact. Genii, da. La da, țuică, acolo bă, facem... Bă, la noi în Ortenia se face țuică și din pufoică. Știu, la noi se face țuică din orice. Important e că se important face. E că se face și, Georgel, dacă tot am prins microfonul, vreau să salut și eu câțiva oameni dragi. În primul rând să-i spunem la mulți ani lui Cătălin Doinaș, este ziua lui azi și îi urez din suflet la mulți ani. Vreau să salut și eu pe Lili Chiriac din Spania și pe Silvia Tănase, pentru că sunt două prietene foarte dragi și pe prietenul meu, Robert Stoica. Știu că se uită acum la noi și îmi compune cântece, îmi trimite, îmi spune că trebuie să facem un duet. Așa că îl salut cu drag. Mult deci, este bine. Strugurii, mâncați dimineața, prânz și seara, bucurați-vă de ei. În noaptea de Revelion nu uitați să-i puneți pe masă, pentru că strugurii aduc prosperitate. Atunci când vă căsătoriți, să nu aveți masă fără struguri și doamnele și domnișoarele să vă învăț eu. În momentul în care el adorme la masă, e un bob. Da, Jenny, trebuie să consumăm struguri pentru că protejează vederea, mai ales în perioada asta când tu este cum cu vezi dublu. Da? Nu mai văd deloc sau ce? Sunt foarte buni strugurii și le recomand și doamnelor mele de la atelier, pe care le salut cu drag, că muncesc ca furnicuțele acolo. Doamnelor, vă pup și vă mulțumesc pentru tot. Știi cum circulă sângele în vene de la struguri? Zici că ești rachetă. Hai de capul meu. Bun.
Trebuie să consumăm struguri, dar vreau să le reamintesc telespectatorilor că avem prima emisiune, prima ediție, Balul Strugurilor. Deci noi am spart gheața și începem de... este organizată de tine. Vedem data viitoare cine vine și organizează o altă ediție a balului nostru, Balul Strugurilor. Îi așteptăm pe cei care organizează, așa cum a făcut Jenny, să vină cu struguri, cu vinul, să vedem și noi cum e vinul. De exemplu, am văzut cum este mustul de la Jenny Nicolau, pentru că l-avem acolo. Am gustat din struguri, struguri negri, struguri albi, sunt foarte, foarte buni. Și cei care vor veni, sunt convins că vor proceda la fel. Așa că noi așteptăm cu drag. Dar acum, doamnelor și domnilor, vreau să ascultăm cântecele artiștilor noștri. Yeah.
Mama
și când, bazând limba suspinând, ține omul după întâmple, amintirea mintii multe, și le scoate când și când, bazând limba suspinând. Dacă-l vorbi întâmplele, ori de la părfirele, câte-n viață omul face, nimeni nu-l-ar mai desface. Câte tânăr nu gândește că la tâmple firul albește, și-ndr-o zi ușor, ușor rămâne amintirea lor.
restul ăsta zborul și tău. Dar plec mâine la Târgu să fac și eu unul nou. Dragi prieteni, vreau acum să le mulțumesc celor de la Patiseria Oltina pentru toate produsele puse la dispoziție. Îi mulțumim și nicușoarei Cătălina pentru că este prietena noastră și de fiecare dată ne sprijină pentru a păstra, dacă vreți, cântecul ăsta popular și nu numai. Jenny, îți mulțumim pentru că ai reușit în această seară să organizezi Balul Strugurilor. Vă mulțumesc din tot sufletul, le mulțumesc și celor care ne-au urmărit, le mulțumesc tuturor colegilor prezenți în această seară. Din tot sufletul vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Sper din toată inima că v-ați simțit bine și că a fost o seară, așa cum am simțit-o și eu, plină de veselie, pentru că eu n-am mai râs de mult cu lacrimi așa, de la strugurii ăștia. Negri. Cu strugurii tăi cu strugurii și cu vulpile. Și am cu râs, poza frumoasă, da, și cu, mai ales cu poza. Rodica Repejor. Mulțumesc din suflet. N-am mai apărut de mult la televizor și vreau și eu să fac o dedicație lui doamna Luminița și domnul Vasile de la Roman, care săptămâna trecută m-au primit în casa dumnealor și m-am simțit extraordinar și acum i-am sunat să le spun că sunt la Etno și ne-au urmărit. Și mă bucur mult că i-am cunoscut, sunt niște oameni deosebiți. Mulțumesc că... în seara asta mi-ai adus colegi minunați, Jenny, îți mulțumesc din suflet că sunt niște olteni pe cinste. Și vă mai așteptăm să și știți la noi. Și oltencele astea sunt frumoase, foc. Și să nu ne îmbătăm de la struguri ăștia, nu, să plecăm acasă. Nu ne îmbătăm. Încă o dată mulțumesc, Jenny, mulțumesc tuturor invitaților. Dragi prieteni, vă dau întâlnire luni de la ora 20 și 30 de minute. Să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos. Ne cântă chiar acum, la final de emisie, Marius Gângu. La revedere! Bine, nu te rău nepotul meu. Iubește-te, scade mâna, trebuie să nu spală rău. Te-nvață taica de bine, nu te rău nepotul meu. Iubește-te, scade mâna, trebuie să nu spală rău. Bine, nu te rău nepotul meu. Iubește-te, scade mâna, trebuie să nu spală rău. Te-nvață taica de bine, nu te rău nepotul meu. Iubește-te, scade mâna, trebuie să nu spală rău. Bine, nu te rău nepotul meu. Iubește-te, scade mâna, trebuie să nu spală rău. Te-nvață taica de bine, nu te rău nepotul meu. Iubește-te, scade mâna, trebuie să nu spală rău.